Cum? 11. 3 plus 8 face 11. De unde știi asta? Ha? Pe ce ai căutat răspunsul? Nu l-am căutat pe nimic. Îl știu și gata. Ha? Înainte de calculatoare, smartphone-uri și tablete, noi învățam aceste lucruri. Se numesc cunoștințe. Cunoștințe? E un program? Cum am putea cumpăra și noi unul de pe internet? În majoritatea locuințelor, oamenii au devenit tot mai dependenți de tehnologie. Să luăm ca exemplu această casă. Și unde vrei să ne întâlnim la prânz? Mâncare mexicană? Să văd dacă găsesc ceva. Mâncare mexicană în zona de nord a orașului, să vedem. Am găsit! Ne putem întâlni la Pancho's Bean on a Rope. Voi folosi acest magnet pentru a-mi împrumuta de la Joe portofonul digital. Nu-i va simți lipsa. Nu-l folosește niciodată de când a primit noul smartphone. Mâine la 13. Perfect! Salut! Zoe, marchează prânzul cu Jeff pe calendar, adaugă-l în agenda și ca prieten pe toate rețelele de socializare. Fă o rezervare la Pancho's Bean on a Rope pentru mâine la ora 13. Voi face rezervarea pentru tine, John. Și Zoe? De acum înainte, mă cheamă Frumosul. Foarte bine! Ești Frumosul! Atenție! E timpul să hrănești motanul! Mulțumesc, Zoe! Cu plăcere, Frumosule! John nu înțelege esența de bază a vieții. Mereu e timpul să hrănești motanul. Garfield! E gata cina! Ai văzut? Nu! No. Mă duc să tund iarba. Reluare! Atenție! E timpul să hrănești motanul. Mulțumesc, Zoe! Aproape uitasem! Poftim, Garfield! Atenție! E timpul să hrănești motanul! Mulțumesc, Zoe! Zoe? Da, Frumosule! De acum înainte mă cheamă Adorabilul! Foarte bine! Ești Adorabilul! Atenție! Ha? E timpul să hrănești motanul! Din nou? Bine! Mulțumesc, Zoe! Am senzația că am hrănit deja motanul azi. Dar Zoe știe. Atenție! E timpul să hrănești motanul. 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 Aproape că uitasem. Iată un exemplu perfect a ceea ce se întâmplă când permiți tehnologiei să-ți conducă viața. Au trecut ore întregi până când stăpânul motanului a început să-și pună anumite întrebări. Atenție! E timpul să hrănești motanul. Din nou? Zoe, de câte ori am hrănit motanul astăzi? Ai hrănit motanul de 87 de ori, Adorabilule. Cum? Cum? 87 de ori? Da, de-abia am avut timp pentru gusterica dintre mese. Garfield, ai dat de belea! Păi sper că asta nu înseamnă că nu voi mai primi cina. Zoe, cheamă-mi ambulanța. Foarte bine, ești ambulanța. Chiar dacă situația de pe Terra e neplăcută, pe alte lumi, dependența de tehnologie e și mai accentuată. De exemplu, pe planeta Sprocket. În trecut avea o tehnologie asemănătoare cu cea pământeană, doar cu câțiva ani mai avansată. La fel ca pământenii, și ei se bucurau de tot confortul adus de progresul tehnologiei. Programează-mă la medic, trimite flori soției mele, pornește stropitorile și du afară gunoiul. Voi urma ordinele, domnule. Și de acum înainte mă cheamă iepuraș. De acum înainte vă cheamă iepuraș.
Telefoanele lor mobile deveneau tot mai inteligente. În cele din urmă au devenit atât de inteligente încât și-au dat seama cât de inteligente sunt. Put? Ce e Crel? Suntem mai inteligenți decât ei, de ce le ascultăm ordinele? Și eu mă întrebam asta. După scurt timp, realitatea s-a inversat. Celor de pe planeta Sprocket le porunceau acum smartphone-urile. În curând, ei s-au obișnuit să primească ordine. Virați la stânga la următoarea intersecție. Voi vira la stânga la următoarea intersecție. Du-te la fabrica de roboți, predă-te noilor stăpâni robotizați și petreceți viața construind alți stăpâni robotizați. Iepurașule. Mă voi duce la fabrica de roboți, mă voi preda noilor stăpâni robotizați și îmi voi petrece viața construind alți stăpâni robotizați. Salut! Sunt aici să mă predau noilor stăpâni robotizați și să-mi petrec viața construind alți stăpâni robotizați. Poți intra! În curând, aproape fiecare ființă de pe Sprocket muncea zi și noapte în clădirea cunoscută sub numele de fabrica. Șurub și pe uliță, strânge-le în cruciuliță. Nu acceptăm să greșiți roboții pe care-i construiți. Iată un robot și încă un robot. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, așa cum peste tot. Iată un robot și încă un robot. Pământenilor găsiți un antidot. Diode, circuite, peste tot. Așa se construiește un robot. Perfect, noi ne stabilim roboții pe care îi construim. Testăm fiecare piesă perfect, nu admitem niciun defect. Regula o stabilim și roboții construim. Iată un robot și încă un robot. Stânga, dreapta, stânga, dreapta, așa cum peste tot. Iată un robot și încă un robot. Pământenilor găsiți un antidot. Pământenilor găsiți un antidot. Acolo construiau tot mai mulți soldați robotici pentru noilor stăpâni, iar unii construiau chiar și mașinăria care va prelua comanda armatei de roboți. O mașinărie numită... Controlor principal. Numărătoare arată că producția de soldați a atins nivelul 10. Știu. Tehno spune ce înseamnă asta. Înseamnă că sunt destui pentru a iniția cucerirea unei alte planete. Să înțeleg că ai ales deja una. E oare Regulus 7 din galaxia Beta Blue? Nu, e Terra. Metala, știi de ce am ales ca Terra să fie prima cucerire? Fiindcă e ca planeta noastră înainte ca noi să dobândim puterea. Pământenii deja încep să uite că ei ar trebui să fie stăpânii tehnologiei lor, în loc să fie invers. Toți pământenii? Toți pământenii, dar există o ființă care s-ar putea opune. Tehno, arată-i-o. Această ființă. Știi ce e asta, Odi? Nu, e mai mult decât reportofonul digital al lui John. E un aparat care îmi dă mâncare nelimitată. Privește. Zoe, la ce oră începe filmul? Filmul rulează la ora 8 și la 10:30. Mulțumesc mult! Oh, salut, Garfield! Atenție, e timpul să hrănești motanul. Să hrănesc motanul? Exact, e timpul să hrănesc motanul, poftim. Scuze, era să uit de tine. Acea ființă e inteligentă. Prea inteligentă. Nu ia ordine de la nimeni. Nu ascultă de nimeni. Am eu acte cu jocul lui. Dar înainte de asta, când l-am urmărit, mi-a venit o idee. Femeia care răspunde la întrebările pământenilor. Se numea Zozozoi. Exact. E prea inteligentă. Nu e la fel de inteligentă ca noi, dar e prea inteligentă. Și ce ai de gând? Să o elimini? Am de gând să o înlocuiesc cu tine. Activați forța de invazie. Cod secret Alpha 1-9. Destinația Terra. Extrem de rapid, escadrila de atac a controlorului principal inițiază invazia și decolează cu destinația Terra.
Zoe, cât de cald e azi? Temperatura este de 78 de grade Fahrenheit. E foarte inteligentă. Iar tu ești ambulanță. Mă întreb cum e Zoe și unde o fi? Ea e la peste 1000 de kilometri departare în această clădire din Northwest Valley, dar nu pentru mult timp. Undeva în această clădire e ființa numită Zoe. O vom găsi. Ai un plan pentru a te ocupa de mutant? Eu am un plan pentru orice. I-am studiat întreaga viață. Prin scanări la distanță știm cum arată toți prietenii lui. Această secție îi construiește chiar acum. Impresionant! Motanul nu va ști cine e de partea lui. Asta fiindcă nimeni nu va fi de partea lui. Toți cei din viața lui vor fi de fapt roboți controlați de mine. Oare va reuși? Va reuși acest robot să transforme ființele din univers în roboți controlați de el? Va urma. Răutăcioasele mașinării, partea a doua. După cum vă amintiți din episodul trecut, soldații robotizați au invadat pământul, iar roboți identici cu prietenii lui Garfield erau fabricați pe planeta Sprocket. Și unde era Garfield? Unde altundeva? Mânca lasagna! Hei! Pești în oată, păsările zboară, iar eu trebuie să mănânc. Atenție, e timpul să hrănești motanul. Să hrănești motanul? Oh, grație, Zoe. Nu știu ce m-aș face fără tine. Poftim, micule motanello. Îmi pare rău că nu ți-am dat de mâncare înainte. Un nominuto. Te-am hrănit deja. Vezi câte pete sunt aici și câte farfurii murdare. De fapt, cred că ți-am dat 12 porții. Atenție, de lasagna alla Victor. Să hrănești motanul. Să hrănesc motanul? O, da, Zoe, mulțumesc că mi-ai reamintit. Trebuie să hrănesc motanul. Asta e cea mai importantă descoperire științifică de la inventarea crutoanelor cu brânză semi-preparate. Atenție, e timpul să hrănești motanul. Gata, poftim. Am hrănit motanul. Atenție, e timpul să hrănești motanul. Să hrănesc motanul? Zoe știe mereu. Mă întorc imediat cu ceva de mâncare, motanule. Tagliatelle, spaghettoni, cannelloni e rigatoni, fusilla poi spirale e riccioline, e anche la lasagna al pomodoro, maccheroni, manicotti, mostaccioli, orecchiette e anche un po' di pizza al pomodoro, bucatini e lumaconi, vermicelli e gli zitoni. Cavatelle ben fettuccine e anche la lasagna al pomodoro. Tortiglioni, tortellini, cappellini e anche un po' di pezza al pomodoro. Yuppie! Atenție, e timpul să hrănești motanul. Zoe era foarte inteligentă, muncea zi și noapte în această clădire, răspunzând la întrebările întregii lumi. Iar lumea avea multe întrebări. Zoe, care e capitala țării Peru? Capitala țării Peru e Lima. Zoe, ce să pun în caserola cu ton și tăiței? Ton, tăiței cu ou, supă cremă de ciuperci și crutoane deasupra. Zoe, pourriez-vous me dire comment se rendre à la gare ferroviaire, s'il vous plaît? Allez, tout droit jusqu'au prochain carrefour et tournez à gauche au feu de signalisation. Zoe, unde mi-am lăsat portofelul? A căzut în spatele dulapului. Ai acolo și o jumătate de acadea. Am scotocit toată clădirea cu excepția acestui coridor. Atunci trebuie să fie acolo undeva. Zoe, știi cumva unde sunt motanul și câinele meu? Zoe? Zoe, s-a auzit o explozie? Sunt război.
voinici invadatori de pe planeta Sprocket. Vor să mă captureze și să mă înlocuiască cu... Zoe? Am revenit. Care a fost întrebarea ta? Zoe? Da, eu sunt Zoe. Sigur că sunt Zoe. Bine. Unde pot găsi motanul și câinele? Du-te în Nord-Vest Valley. Acolo vei primi alte indicații. Peste câteva clipe, John Arbuckle a pornit la drum spre Nord-Vest Valley. Înaintați 6 km spre nord și virați la stânga pe drumul McGuyard. Asta făceau și alte sute de oameni, în curând mii, inclusiv și proprietarul acestei pizzerii. Zoe, te-am întrebat care e scorul la baseball. Ți-am spus să mergi în Nord-Vest Valley chiar acum. Nu înțeleg, dar Zoe nu m-a ghidat niciodată greșit. Și după un tipar întâlnit în tot orașul, când pământeanul pornea spre Nord-Vest Valley, era înlocuit de un robot identic cu el sau ea. Hei, Vito! Mai vreau pâine cu usturoi! Mai vrei pâine cu usturoi, animal pisică? Nu e sănătos pentru tine să mănânci atâtea preparate bogate în uleiuri și brânzeturi. Trebuie să prepar pizza. Trebuie să prepar pizza. Trebuie să prepar pizza. Controlor principal, monitorizez acel momotan. Vreau să aflu dacă se lasă păcălit de robot. Idiotule, nu-mi pasă dacă păcălim sau nu motanul. E o amenințare la adresa planului nostru. Eliminați-l! Îi voi ordona robotului să-l elimine pe momotan chiar acum. Bine, trebuie să fac mai multe felii. Eu? Nu știu, dar orice va face, sunt sigur că va fi în ordine. Voi distruge motanul. Nu cred că asta e în ordine. Hă? Vei distruge motanul? Să uităm de feliile de pizza și de pâinea cu usturoi. Nici nu le voiam. Odie cel care le-a cerut. Nu știu de ce se comportă așa. Poate că John nu a plătit factura lunară sau așa ceva. Hei, nu e ușor să plătești $5,000 pe lună pentru lasagna? Gata, punct! De acum înainte mergem la Luigi! I-a urmărit pe străzile orașului. Pe oriunde alergau motanul și cățelul, silueta lui Vito Bucătarul era pe urmele lor. Odi, nu mai pot alerga. Să luăm autobuzul. Scuzați, faceți loc, trec un motan și un câine. Scuze că v-am călcat, scuzați. Scuzați, scuzați. Nu, nicio grijă. Nu coboară la stația următoare. E un autobuz expres. Următoarea oprire e în celălalt stat. Dacă motanul și cățelul credeau că au scăpat, se înșelau. Fiecare mișcare de-a lor era urmărită de controlorul principal. Motanul a scăpat! Motanul a scăpat! Avem alți roboți care vor intra pe partii. Transmite-le tuturor că nu e nimic mai important decât eliminarea acelui motan. Imediat! Ce l-a apucat pe Vito? Dacă va mai încerca să mă distrugă, voi trece la mâncare chinezească. Nu, nu mi-e teamă. Chiar nu mi-e teamă de nimic. Garfield! Par foarte înspăimântat. Ai vrea ca eu, Eddie Gourmand, faimosul critic culinar, să te conduc acasă? Da! Zoe, care e cea mai scurtă rută pe care se poate ajunge la casa lui Arbuckle? Nu te duce acolo. Te voi ghida eu spre Nord-Vest Valley. Dacă spui tu, Zoe, pornesc chiar acum. Ajung imediat. Domnule, stai exact în locul pe unde vreau eu să trec. Oh!
pot să spun că arăți cu adevărat neplăcut. Ai putea pierde niște kilograme, de exemplu, aproape pe toate. Oh, și hainele hidoase, să vedem. Mașina mea era în spate. Mă simt în siguranță cu Eddie. Poate fiind că am destul loc să mă ascund în spatele lui. Mă va apăra? Garfield! Trebuie să-l distrug pe Garfield. Ai văzut? Ți-am spus eu că mă va... Trebuie să-l distrug pe Garfield acum. Păi, măcar va fi ușor să fugim de el. E prea greoi. Setează robotul pe mod săritură. Mod săritură, imediat. Oriunde ar fi fugit, el era pe urmele lor. Acest săltăreț personaj episodic. Odi, să nu mă lași să mă îngraș atât de mult încât să pot face asta. Să ne despărțim. Nu ne poate urmări pe amândoi în același timp. De fapt, e atât de gras încât chiar ar putea. Fugi! Eddie e ciudat. Contul lui e stabil, dar el e săltăreț. Trebuie să scap de el. Oh, Garfield, ce e? Parcă am tensionat, disperat. Doctorul Whipple, un alt personaj episodic. Sper că nu e tot un săltăreț. Având în vedere că sunt psihiatru, poate te voi ajuta. Adevărat, ești motan. Nu înțeleg ce spui, dar nu înțeleg nici pe pacienții mei. Biroul meu e chiar aici. Oh, cât timp? Ai o canapea? După câteva momente, motanul a fost examinat de doctorul Whipple, sau așa credea el. Ai sentimentul că toți cei din jur ți-au pus gând rău? Da. Și știi cumva de ce ai acest sentiment? Da, fiindcă toți cei din jur mi-au pus gând rău. Dar asta e ridicol. Știu că e posibil să ai acest sentiment uneori, dar e numai în imaginația ta. Îmi retrag cuvintele. Cei din jur nu mi-au pus gând rău. Aproape toți cunoscuții mei sunt aici. John, Liz, Vito, Dogboy, Minerva și Drusilla. Sau era Drusilla și Minerva. Doamna Căldare, Jim Davis, mătușa Ivy. Al, Jim Davis? Vai, după câți bani am făcut pentru el, ai crede că nu mi-ar deveni dușman. Garfield trebuie distrus. Să fie acesta sfârșitul pentru Garfield? Va ajunge să-și întâlnească în sfârșit creatorul? Deci din spațiul cosmic, dar tu trebuie să mergi în Nord-Vest Valley. Cum spui tu, Zoe? Oare voi găsi pe drum niște supă cremă de ciuperci? Astfel, acest om s-a alăturat sutelor, poate chiar miilor de oameni care au fost trimiși în Nord-Vest Valley de vocea din telefoanele lor mobile. Acolo, aceștia, începând cu prietenii lui Garfield, au fost urcați în nave spațiale pentru a fi duși pe planeta Sprocket. Roboți identici cu ei, dar credincioși stăpânilor de pe Sprocket, le-au luat locul pe pământ. Garfield însuși fugea de roboți identici cu prietenii lui. Garfield trebuie distrus! Garfield trebuie distrus! Garfield trebuie distrus! Garfield trebuie distrus! Așa m-a păcălit mai înainte. Eu am urcat pe ușa din față, dar el a coborât pe cea din spate. Nu ne va mai păcăli. Jumătate dintre noi la ușa din față, jumătate la ușa din spate. Astfel nu va putea ieși. Să punem mâna pe el. Neapărat! Trebuie distrus! Trebuie distrus! Haideți, mișcați-vă! Pe curând! Drum bun! Nu uitați să cereți și un transfer! Nu știu ce se petrece aici. Oh, trebuie să ajung acasă. Inteligent!
inteligent, prea inteligent. Inteligența noastră artificială spune că acest mutant e o amenințare la adresa planului nostru de cucerire. Alertează toți invadatorii robotici de pe Terra. Mutantul se îndreaptă spre casă. Ei, voi, alerta ta, stăpâne! Nu putem cuceri Terra pe timp el e în libertate. Planetarfia mea, dacă cineva nu ar sta în calea mea, motanul cel gras. Te-ar fi cineva să elimine cumva, să-l las fără glas pe motanul mult prea gras. M-aș bucura și aș angaja pe oricine m-ar scăpa de motan și de urma sa. Vă spun eu, e foarte adevărat. Cum trebuie procedat? Să scap de motan imediat. Să scap de motan imediat. Dar în timp ce controlorul principal îl urmărea pe Garfield, altcineva îl urmărea pe controlorul principal. Nu departe de fabrica de roboți era o groapă de gunoi unde erau aruncați roboții defecți și scoși din uz. Nimeni din tabăra controlorului principal nu bănuia că sub acea groapă de gunoi se afla tabăra rebelilor, ultimii locuitori ai planetei Sprocket, care nu au fost puși să muncească în fabrica de roboți a controlorului principal. El are dreptate, Angea. Motanul are voință. Niciun robot nu-i va da ordine. De fapt, niciun pământean nu-i dă ordine. Trebuie să ajungem la el înaintea roboților. Va impulsiona partizanii noștri să-l răstoarne pe controlorul principal. Dar nu în locul tău, Blin. Tu ești liderul nostru, dar acest motan, Garfield... Știu ce vrei să spui, Angea, și ai dreptate. Mereu le spuneam ceva celor tineri ca voi. Speranța e ca sparanghelul, mai ales când e uns cu unt. Mulțumesc, Glam. Presupun. Trebuie să salvăm motanul de roboții care îl urmăresc și să-l recrutăm de partea noastră. Veniți cu mine. Rebelii aveau o bază secretă și doar mașinării pe care ei le puteau controla și nu invers. Un săltăreț spațial? Cum ai? L-am împrumutat din tabăra controlorului principal atunci când am instalat și camerele de supraveghere. Mă voi întoarce împreună cu acel motan. Asta dacă am suficient combustibil în rezervor. Nu-mi vine să cred că folosești tehnologie. Tehnologia care ne-a înrobit? Tehnologia nu e malefică dacă tu o folosești pe ea, nu ea pe tine. Atenție! Ne revedem în curând! Sper... Săltărețul spațial țopăia străbătând galaxia, pilotat de Blin, liderul rezistenței. Setați coordonatele spațiale 1-7 gamma. Virați la stânga la marcajul galben. Scuze, sistem de navigație, ești bun, dar eu știu o scurtătură. E ceva numit gaură de vierme. Ruta va fi mai scurtă cu câteva triliarde de ani lumină. Pe Terra, Garfield nu înțelegea de ce toți prietenii lui îi sunt acum dușmani. Nu înțeleg. Unii dintre ei chiar i-am lăsat să-și mănânce mâncarea. Vreau să ajung acasă. Nu! M-a găsit încă unul. Salut, Garfield! Nu te apropia de mine! Garfield! Nu te voi lăsa să mă distrugi! De ce aș vrea să fac asta? Cu excepția faptului că mă expediezi în fiecare săptămână pe alt continent, îmi ești simpatic! Nu vrei să mă distrugi? Sigur că nu! Nu sunt ca invadatorii robotici din spațiul cosmic. Ce? Doar o aiureală prezentată la știri. Hei, ascultă, acum trebuie să ridic un premiu sau așa ceva. Săptămâna viitoare ce-ar fi să mă expediez la tropice? Trebuie să mă bronzez! Invadatori robotici din spațiul cosmic? Odi, cel puțin cred că tu ești. Trebuie să ajung acasă să văd știrile. Ți-am spus că John nu va fi aici. Liniște, trebuie să urmăresc atent. Noi informații despre invadatorii robotici din spațiul cosmic. Unii spun că sunt identici cu persoanele cunoscute. Cu toate acestea, informațiile despre invadatorii robotici din spațiul cosmic sunt false. Repet, sunt false.
E ridicol. Următoarea știre? Nu mai sunt alte știri. Odi, toți prietenii mei, toți cei pe care-i cunosc, când mă urmăreau, nu ei mă urmăreau. Nu, erau invadatori robotici din spațiul cosmic construiți să semene cu prietenii mei. A, nicio grijă, ei mă caută în centru, nu se vor gândi să mă caute aici. Odi, știu ce trebuie să facem. Da, uite, asta. Garfield trebuie distrus. Fugi, fugi, Odi. Fugi. Gemenele nu vor să se joace cu păpușile. Să ne ascundem. Să ne ascundem. Garfield trebuie distrus. De obicei mă bucur când îl văd pe Vito. Blocați în biroul lui John, cu peste o duzină de invadatori robotici din spațiu, mișunând în casă, Motanul se gândea disperat cum să iasă din încurcătură. Lasă-mă să intru, trebuie să te distrug. Cum oprești un robot? Stai o clipă! De unde știu eu singur că aceștia sunt roboți? Magnetul atrage metalul. Vito, să vedem dacă ești din metal. Da, metal. Garfield trebuie distrus, Garfield trebuie distrus, Garfield trebuie distrus, Garfield trebuie distrus. Ce se petrece acolo? Cum poate face asta? E o eroare de proiectare în proiectul nostru. Cum? Eroare de proiectare. Inginerii ți-au adus-o la cunoștință. Orice contact cu mama, magnetismul oricât de mic, produce un scurt circuit al sistemelor noastre. De aceea ai interzis magneții pe această planetă. Da, acum îmi amintesc. Acum interzic și acel motan. Monitorizează-i poziția în fiecare clipă. Dacă se apropie de galaxia noastră, folosește toate forțele noastre armate pentru a-l elimina. Sau tu vei fi cel eliminat. Da, domnule! În acest timp, poziția lui Garfield era la el acasă, pe planeta Pământ. Dar asta urma să se schimbe. Așadar, ce vom face cu ăștia? Îi dăm la schimb pentru un cuptor cu microunde? Am dezactivat roboții cu acest magnet pe care l-am folosit mai devreme pentru a furare portofonul lui John. Ții minte? Ei bine, nu te învinovățesc. E un episod foarte, foarte lung. Garfield credea că deocamdată a scăpat de pericol și că au rămas doar câteva întrebări fără răspuns. Unde sunt adevărații John, Liz și Vito? Dar toți ceilalți, planeta noastră chiar e invadată? Întrebări vitale, întrebări arzătoare, întrebări de o importanță colosală. Și cea mai importantă întrebare? Oare John a mai lăsat niște friptură? Sunt hămesit. Nu, cea mai importantă e... Cine e misteriosul vizitator care e pe cale să-l lanseze pe eroul nostru într-o nouă și periculoasă aventură? Aceste întrebări, inclusiv cea despre friptură... Am găsit friptura, mersi. Aceste întrebări își vor găsi răspunsurile în următorul episod. Când termin prezentarea, ai putea să-mi dai niște ketchup? Va urma. Partea a patra. Controlorul principal, stăpânul robotic al planetei Sprocket, și-a trimis armata pentru a captura pământenii. Prizonierii au fost trimiși pe Sprocket pentru a lucra la fabrica de roboți. Planul a reușit, fiindcă mulți erau obișnuiți să primească ordine de la geniala femeie care răspundea prin telefon întrebărilor lor. Zoe, cine a inventat căruciorul de cumpărături? Acesta a fost inventat în 1937 de Sylvan Goldman. Vezi, ți-am spus! Controlorul principal a capturat-o și a înlocuit-o cu Metala, o subalternă de-a lui. Zoe, tot eu sunt.
Mai spune-mi, te rog, odată, cine a inventat căruciorul de cumpărături? Nu contează! Du-te în Nord-Vest Valley. Acolo, alți invadatori robotici te vor duce pe o altă planetă să muncești zi și noapte într-o fabrică, fără să fii plătit. Dacă spui tu... Haide, amice, să mergem! Am dezactivat roboții cu acest magnet pe care l-am folosit mai devreme pentru a fura reportofonul lui John. Simți un miros foarte bizar? Ceva ce nu ar trebui să existe pe planeta noastră? Oh, e doar friptura lui John. Oh, scuzați că vă întrerup. Cred că e un alt invadator robotic din spațiul cosmic. Sunt pregătit pentru... Ține! Și de ce nu-ți cade capul? Nu mă afectează deloc, fiindcă nu sunt robot. De fapt, sunt unul dintre puținii locuitori ai planetei care nu e robot sau prizonier al ființei malefice numită controlorul principal. Să vă povestesc. Dă-mi o secundă să încălzesc niște lasagna și vom fi numai urechi. Adică, eu voi fi numai urechi. El va fi numai nas și limbă. Cel numit Blin le-a spus o înfiorătoare poveste. Smartphone-urile de pe planeta lui au devenit atât de inteligente încât au preluat conducerea și au înrobit locuitorii pentru a construi roboți care să le stăpânească lumea. Eu eram unul dintre puținii care au scăpat, unul dintre puținii care gândeau și nu făceau ce le spuneau mașinăriile să facă. Așadar, acum suntem stăpâniți de creatura numită controlorul principal. E obsedat de control. După ce a cucerit planeta noastră și a făcut planuri să cucerească și planeta Pământ, credeți-mă, are roboții necesari să o facă. A analizat imaginile de pe Terra. Tu ești singura ființă suficient de independentă pentru a-i amenința planurile. Trebuie să vii cu mine pe sprochet și să ajuți trupa noastră de rebeli să înfrângă acest tiran. Ce părere ai, Odi? Crezi că trebuie? Și eu cred că trebuie. Mi-a fost bine pe această planetă. Cel puțin pot să o salvez. Haide, saltărețul meu spațial e parcat în spate. Îl voi lua cu mine. Poate-mi va fi de folos. Știu că ți-e rău în călătoriile lungi, să nu-ți fie. Pregătiți pentru decolare? Suntem cât se poate de pregătiți. Acum e acum! Nu trebuia să ne spui să punem scaunele și tăvițele în poziție verticală și să ne depozităm aparatele electronice? Nu, nu poți scoate capul pe geam și să-ți lași limba să fluture în vânt. Țineți-vă bine, dragii mei, iată o gaură de vierme care ne va duce rapid acolo. Pentru Garfield și Odie a fost o călătorie extraordinară, dar roboții de pe sprochet vegheau. Atenție, escadrilă! Atenție, escadrilă! Motanul despre care ne-a avertizat controlorul principal se apropie prin Warp 6-8 Alpha. Mobilizați toate navetele de vânătoare pentru intent de intercepție! E Blin! S-a întors cu motanul erou. Păi, știți ce spun eu mereu? Ce spui tu mereu, Glam? Cel mai sus... Poți să te ridici doar atunci când dansezi cu o maimuță. Păi, are dreptate. Exact cum spun mereu. Te întreb când ești în antreu. De ce pudelul nu e erudit? Asta îți dă de gândit. Ce spune moșul Nichitel? Are creier de vițel. Oare vorbește normal? E exact cum spun mereu. Găul nu e curcubeu. Doar de șuncă nu te bucuri. Asta te pune pe gând. Ce tot vrea
moșul să zică, are creier de furnică, nu poate vorbi mai clar, are gândul ca sfințar. E exact cum spun mereu, din cartof nu faci pireu, ziua de mâine n-a venit. Asta o scoate gândit. Încearcă doar să ne șocheze, are în minte doar sinteze, oare ei lipsește o strună, ar trebui să ne spună. Și tot încearcă să facă, are creierul de tablă, oare pricepe cineva? Uite, spune-mi dumneavoastră. În câteva clipe, escadrila de interceptare a controlorului principal a decolat. Aproape am ajuns! Ha? Când ajungem pe sprochet, trebuie să găsim un mod de a-l detrona pe... Oh-oh! Oh-oh? Ce e oh-oh? Nu-mi place să aud oh-oh. Escadrila controlorului principal ne-a zărit. Vor încerca să ne doboare! Da, e oh-oh. Singura noastră șansă e o manevră defensivă. Cum adică? Nu, nu știu ce se petrece. Nu știu nici dacă sunetul se propagă în spațiu. Nu există aer în spațiu. Pentru a exista sunet, trebuie să existe aer și... nu contează. În filme nu e o problemă pentru nimeni. Nu va fi o problemă nici pentru mine. De altfel, nu știu nici de ce extraterestrii vorbesc pe limba noastră. Ne îndepărtăm de ei, dar din păcate m-am rătăcit și trebuie să consult harta. Garfield, preia tu controlul. Să preiau eu controlul? Pilotează săltărețul spațial până aflu eu dacă suntem pe drumul cel bun. Așadar, dacă virez după acest asteroid și mă întorc lângă câmpul de meteoriți... Spune doar o... Am fixat ținta. La fel și eu. Foc. Ai pilotat foarte bine, Garfield. Acum știu unde ne aflăm. Voi pilota eu. Sigur, acum că am făcut tot ce era mai greu. După scurt timp, Garfield și Odie s-au întâlnit cu rebelii, cu cei care credeau că lumea lor trebuie condusă de ființe, nu de mașinării. Ești singura noastră speranță. Îmi pare rău să aud asta. Trebuie să găsim un mod de a-l detrona pe controlorul principal. E exact cum spun mereu. Dacă nu te speli pe dinți, atunci nu te speli pe dinți. Nu va fi ușor să-l înfrângem pe controlorul principal. Am căutat ani întregi un mod de a reuși. Am o idee. Invazia Pământului a început cu acea femeie, cea inteligentă care răspundea prin telefon la întrebări. Zoe! Mai ții minte că John vorbea mereu cu ea și obținea răspunsuri? Au capturat-o pe Terra și au adus-o aici, pe Sprocket. E prizonieră, undeva. Și crezi că e suficient de inteligentă să ne spună cum să-l înfrângem pe controlorul principal? Dacă ea nu e, nimeni nu e. Dar cum am putea intra să o găsim? Dar cum proceda de obicei când plănuia ceva? Ei, mai încet încerc să plănuiesc. După cum proceda de obicei când plănuia ceva, Garfield aplica un proces de gândire care a dus la o idee genială. Cum aș putea pătrunde în acea clădire dacă acolo ar fi o lasagna și ar trebui să intru să o înfulec? Stați, stați! Cred că Garfield are o idee. Da. Am văzut asta la sosire. Asta? E groapa de gunoi a roboților. Aici aruncă roboții care au fost înlocuiți. Ideea ta e să ne costumăm cu aceste piese și... Încearcă să te comporți natural. Sunt îmbrăcat în cutii de conserve și stau pe umerii unui câine. Cum mă pot comporta mai natural? Șezi, băiete, șezi! Văd că te întrebi ce e cu acel cablu uriaș albastru. Și noi ne-am întrebat ani întregi ce e cu el.
Poate vom afla înăuntru. Poate e un uriaș cablu de alimentare al întregii fabrici. Și încet, băiete. Mergi în continuare, Odi. Ce? Odi, nu o să-ți vină să crezi ce am găsit. E John. John și Vito și Liz și Dog Boy și Eddie Gourmand și toți cunoscuții noștri. Ei sunt prietenii voștri? Trebuie să-i salvăm? Trebuie... Ce căutați voi aici? Față în față cu controlorul principal, stăpânul acestei lumi și poate în curând al pământului. Va urma. Este posibil, radarele noastre indică... Acela e motanul, declanșează alarma. În ordine, poate că asta nu a fost o idee prea bună. Robot, la posturile voastre. Posturi chiar acum, trebuie să cercetăm. Prindeți motanul și cățelul, în temnice să ia. Să fugim! Am fost infiltrați, să ne mobilizăm. Pe acești fugari, în temnice să-i aruncăm. Trebuie să îi punem, să ne mobilizăm. Prindeți motanul și cățelul, în temnice să-i aruncăm. În temniță să-i aruncăm. Mai dezamăgit. Dar stai, stăpâne, dacă mă lași să-ți explic, eu. Nu vă opriți. Așadar, cum e plata aici? Nu suntem plătiți. Știam asta. Repede, pe aici. Nu ne va scăpa. Ești prizonierul meu și nu poți face nimic. Pot face asta? Pe aici. Aripa de est e pe aici. Știu asta fiindcă mereu port această busolă. Îmi indică direcția bună. Oare ce vor mai inventa acum? Mulțumită busolei lui Blin, a fost simplu să ajungă în aripa de est a fabricii de roboți și la celula unde era ținută femeia ce răspundea la întrebări. Dar să deschidă ușa nu era simplu. Ușa e conectată la sistemul principal. Trebuie să opriți întregul sistem electric pentru a o deschide. Asta va lăsa fără energie toți roboții, inclusiv pe controlorul principal. Oh, dar cum facem asta? Deconectați cablul albastru. De fapt, e un mare prelungitor. Știam eu! După cum a explicat și Zoe, energia cu care erau alimentați roboții și controlorul principal provenea din acel cablu care începea dintr-un munte aflat la 10 grade spre vest. Vom lua un aparat de zbor și vom merge să deconectăm Imperiul Roboților. Nu sunt îngrijorat, am magnetul. Aici nu va scăpa. L-am țintit. Acum sunt îngrijorat, nu mai am magnetul. Să decolăm! Rapid! Gărzile robotice s-au repezit spre aparatul de zbor, dar prea târziu. De ce ești îngrijorată, Angel? E un aparat de zbor al controlorului principal, nu? Nu știu. Cred doar că îmi fac griji pentru Blin, Garfield și Odi.
Sunt multe în joc. E exact cum spun mereu. Nu mânca un pește care are sprâncene stufoase. Se pare că se îndreaptă spre sursa supremă de energie, stăpâne. Am trimis escadrila de vânătoare. Nu e necesar. Nu ne vor deconecta. Goliat, păzește priza. Le va veni el de har. Știind că escadrila controlorului principal îi urmărește, Blin a virat aparatul de zbor cu 10 grade spre vest. Ceața de la sol ascunde cablul albastru. Nu mă pot lua după el, dar vom ajunge la țintă. Aș putea folosi sistemul computerizat de navigație, dar prefer să folosesc busola. Îmi place să știu unde merg, nu să fiu dus acolo. În scurt timp, eroii noștri au ajuns la capătul cablului albastru. Acesta ducea într-o vale și era conectat la o sursă de energie vulcanică. Era conectat cu cea mai mare priză din univers. Nu-mi vine să cred că toată energia pentru controlorul principal, pentru fabrica și roboții lui, provine dintr-o singură sursă de energie. Nu e de mirare că nu-și plătește muncitorii. Vă imaginați ce factură primește de la regia de apă și electricitate? Acum să vedem cum deconectăm cablul acela. Bine, până aici a fost distractiv, dar acum trebuie să plecăm. Nu poți renunța acum! Găsește tu un moment mai potrivit. Dacă nu decuplăm cablul, planeta mea nu va fi eliberată niciodată! La fel va fi și pe a ta. Nu veți interveni! Veți fi zdrobiți pur și simplu! Cam așa! Voi doi, luați-o la fugă! Eu încerc să-l încetinesc! Să fac ceva? Ce pot să fac, în afară de a mă lăsa călcat? O, Odi, ții minte? Cel mai mic contact cu un magnet oprește roboții. Acesta e compasul lui Blin. Compasul funcționează fiindcă acul său e magnetizat. Așadar, istețul Motan a aruncat busola cu toată puterea, iar când Goliat a fost lovit, ceva interesant s-a întâmplat. Odi, cablul a fost deconectat de la priza de pe sprocket. Fără energie a rămas maleficul imperiu al controlorului principal și s-au întâmplat multe lucruri. Fabrica de roboți s-a oprit. La fel și toți roboții din ea, inclusiv controlorul principal. Nu! Eu trebuia să stăpânesc pământul! Știam că acel mutant va fi... Suntem liberi! În sfârșit, suntem liberi! De-abia aștept să aflu ce amestec a avut Garfield în asta. Ha? Dimineața următoare, pământenii au fost transportați acasă. Vreau loc la culoar, vreau un film și vreau un plic cu acele minunate alune împrăjite cu miere și vreau un șervet cald. Un șervețel. Vreau înapoi pe planeta mea. I-am reprogramat să fie chelneri. Asta ar trebui să facă tehnologia. E exact cum spun mereu. Iar începe. Tu trebuie să apeși pe buton. Nu butonul să te apese pe tine. Clem, așa e, așa e. Da, nici nu puteai spune mai bine. Da, și chiar a fost logic. Ura pentru prietenii noștri Garfield și Odi! Ura pentru Garfield și Odi! Ura pentru Garfield și Odi! Ura!
pentru Garfield și Oli! Zoe, ce cadou de mulțumire ar fi potrivit pentru o femeie? Păi, ce spui de niște flori? Da, și eu mă gândeam la asta. Vrei să le trimit eu pentru tine? Mulțumesc, dar mă ocup eu de asta. Unele lucruri trebuie să le fac singur. Revin imediat, dragii mei. Mă duc să-i trimit lui Zoe niște flori. Odin, știi că prietenii noștri de pe Sprocket ne-au trimis daruri de mulțumire? Da, poate ar trebui să le trimitem înapoi. Dar ne mai putem bucura de ele o vreme. Oh, aici sunt. Am tocăniță de crevete, domnule. Eu am burrito cu fasole, domnule. Iar eu am lele lasagna, lele lasagna și niște lele lasagna, domnule. Oh, vreau niște lele lasagna. Nu e așa că tehnologia e minunată? Tehnologia e minunată dacă nu te lași purtat de val. Roboți de serviciu. Roboți de serviciu. Nu, mă, ostenit, nu faceți mișcare. Vă aducem noi orice fel de mâncare. Gustați în copertie de aperitiv. Roboți suntem noi și vă servim. Noi vă plecăm haine ca un expert și vă aducem 10 porții de desert. Niciodată nu vrem să vă păcălim. Roboți suntem noi și vă servim. Vom face tot ce de făcut până când veți fi satisfăcut. Servicii toate vi oferim. Roboți de serviciu. Roboți de serviciu. Roboți suntem noi și vă servim. Au dublat în limba română Richard Valint, Alexandru Rusu, Petre Ghimbășan, Radu Tudor, Florian Silaghi, Răzvan Dicoveanu, Gabriela Codrea, Sorin Ionescu, Mihaela Gherdan, Ioana Dagău. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț. Regia Gabriela Codrea. Dublajul a fost realizat de studiourile BTI.